Fostul ministru al turismului și dezvoltării regionale a fost găsită vinovată pentru acuzațiile de luare de mită și abuz în serviciu și trebuie să plătească puțin peste 8 milioane de lei, echivalentul costului organizării Galei Bute, Autorității Naționale pentru Turism. Alți doi martori trebuie să primească de la Elena Udrea aproximativ 1 milion de euro, au mai decis magistrații. Sunt bani pe care Udrea i-ar fi primit drept mită pentru a acorda contracte preferențial. La ultimul termen, fostul ministru era însă optimistă. Așteptarea mea este ca în acest dosar să fiu achitată la acuzațiile care mi se aduc și la probele care s-au administrat. În rechizitoriu de la dosar, procurorii amintesc de viața de nabab a fostului ministru de la dezvoltare. Udrea a făcut o serie de cumpărături extravagante în anul 2011 și ar fi cumpărat o geantă al cărei preț ajungea la 100.000 de euro, iar sume de bani ar fi ajuns și la Partidul Democrat Liberal. Ea a negat toate acuzațiile. Este un dosar făcut exclusiv pe declarațiile unor persoane care au încercat să se salveze în felul acesta. Rudel Obreja, cel care ar fi primit contractul fără să se fie organizat vreo licitație și care a organizat prin firma controlată de El Gala, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită și evaziune fiscală. Și el speră să fie găsit nevinovat. În urma unui asemenea rechizitoriu haotic și cu totul și cu totul subiectiv, voi primi achitare. Ștefan Lungu, fost consilier în Ministerul Turismului, a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru complicitate la dare de mită. Ana Maria Topolicianu, o altă fostă consilieră a Elenei Udrea, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare. Tudor Breazu, și el colaborator al ministrului, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită. În schimb, fostul ministru al economiei, Ion Ariton, a fost achitat. El a fost acuzat de procurorii DNA de abuz în serviciu. Elena Udrea, dar și ceilalți inculpați, mai au însă o speranță pentru că decizia judecătorilor nu este definitivă.